Bună seara și bun găsit la Deschide Lumea, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitatul meu din această seară este domnul Mihai Capră, fost prefect al Galațiului, prieten al emisiunii Deschide Lumea. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Cam rar pe la noi, domnule Capră. Program încărcat? Vizitele plăcute sunt scurte și rare. Așa spuneți dumneavoastră. Ei, astăzi să știți că cel puțin o oră rămâneți aici în platoul emisiunii. Mă bucur foarte tare să vă am aici în platoul emisiunii, mai ales că perioada actuală este una foarte agitată din punct de vedere politic și am nevoie de punctul dumneavoastră de vedere. Mai sunteți membru al Partidului Național Liberal? E o întrebare dificilă. Dacă mă întrebați pe mine, eu vă confirm că sunt liberal și voi fi totdeauna liberal. Calitatea asta de membru, însă, n-aș putea să bag mâna în foc. Dacă cumva, pentru că am o problemă, în sensul că nu mi-am achitat cam de mult cotizația și se pare că e unul din elementele determinante, cel puțin în organizația Galați, ați plătit cotizația. Asta în situația în care pe noile legi ale funcționării partidelor, ele sunt subvenționate chiar indecent de mult. Chiar conducerea superioară, centrală a partidului, a recunoscut chestiunea asta. Are un program să lupte contra acestor sume, dar până la urmă n-a ieșit. Așa că, din punctul meu de vedere, eu mă consider membru al Partidului Național Liberal și, indiferent de stadiul carnetului de partid, voi rămâne liberal în concepții. Asta nu înseamnă că discuțiile pe care le-am avut cu dumneavoastră de-a lungul timpului se erau axate doar pe punctul de vedere al unui liberal. Îmi place să stau de vorbă cu dumneavoastră pentru că sunteți capabil să vorbiți despre Partidul Național Liberal, despre Partidul Social Democrat, despre toate partidele politice cu aceeași acuratețe a informațiilor. Primul subiect pe care doresc să-l abordăm este legat de creșterea alocațiilor pentru copii. Pe scurt, un amendament propus de Partidul Național Liberal a reușit să treacă la vot. Cum? Prin faptul că lipseau niște parlamentari PSD la momentul acela din sală și o parte dintre parlamentarii ALDE, UDMR, PNL, PMP, USR au votat și a trecut acest amendament. A însemnat acest lucru un soi de defectare a mecanismului de vot în coaliție? Categoric da. Evident, ei aveau majoritatea foarte clară. Sigur că aici e o problemă care trebuie privită puțin altfel. Deși era un amendament liberal, nu e un amendament de sorginte liberală, ca să zic așa. Este, mă rog, până la urmă, sigur că alocațiile erau și sunt mici și acum în România. Sigur că nevoile copiilor din România sunt mult mai mari. Problema este că a te lua la trântă și la întrecere în populism cu PSD-ul e o chestiune pierdută, pentru că aici ei sunt infinit mai bine pregătiți decât noi. Și până la urmă, victoria asta este destul de amară, dacă îmi permiteți să spun așa. Ar fi fost într-adevăr o victorie indiscutabil dacă sursa de finanțare ar fi fost cu totul alta. La ora actuală, pentru plata acestor diferențe de alocații, Liviu Dragnea și PSD-ul au convenit că vor face din împrumuturi, din creșterea deficitului. Pentru că în ideea lui Dragnea, parafrazându-l puțin pe de la Vrancea, datoria nu este a noastră, ci a urmașilor noștri, a urmașilor urmașilor noștri, etc. Atâta timp cât te împrumuți ca să dai niște bani în consum, lucrurile nu sunt în regulă. Împrumutul are coerență și sens atunci când faci o investiție, fie pentru familia ta, eu știu, o casă, un obiect de folosință îndelungată, sau în cazul unei comunități, lucrări tehnico-edilitare, infrastructură și așa mai departe. Altfel, amanetăm viitorul copiilor noștri și nu este în regulă. Da, sigur, până la urmă, este un lucru bun pentru copiii din România
Și evident că, cu toate că au fost, sunt puțini cei din coaliție care au votat amendamentul, am înțeles că sunt vreo 4-5, nu foarte mulți. Până la urmă a fost o defecțiune a majorității parlamentare și lucrurile au intrat în făgaș. Eu totuși, de exemplu, mi-ar fi plăcut mult mai mult ca amendamentul PNL-ului, de exemplu, să se axeze pe reducerea impozitului pe dividende, care de asemenea era prinsă în programul de guvernare al PSD-ului, ba chiar a fost adoptată de fostul guvern Ponta la un moment dat. Acum, nu numai că n-au eliminat acest impozit, au mai introdus și o taxă pe contribuția de asigurări sociale de sănătate, așa că până la urmă electoratul PNL-ului sunt întreprinzătorii, clasa de mijloc, cei care și-au viața în propriile mâini. Exact ceea ce spuneați dumneavoastră un pic mai devreme. Au fost ceva discuții legate de alocarea de bani pentru instituții, despre și nu drepturile persoanelor. Am văzut un mesaj cu care a ieșit PSD-ul în mediul online, care scria ceva de genul: PSD îndreaptă greșelile opoziției și crește alocațiile pentru copii. Da, prin creșterea deficitului bugetar. Dacă vroia să îndrepte realmente, mă rog, sursa de finanțare propusă de PNL, atunci ar fi trebuit să gândească în zona pensiilor speciale, eliminarea lor, reducerea aparatului guvernamental. Eu am rămas surprins, am citit undeva, nu mi-a venit să cred, am intrat. Deci Ministerul Culturii are 6 secretari de stat. 6 secretari de stat la Ministerul Culturii. Am zis, domne, știrea e fake news, asta nu se poate. Am intrat pe site-ul Ministerului Culturii, are într-adevăr 5 secretari de stat plin și un subsecretar de stat. Practic 6 secretari de stat. Domne, la cultură, 6 secretari de stat, mi se pare, cum să spun, este ceva de neimaginat. Lăsând la o parte că față de alte guverne care funcționau cu 14-15 ministere, acum avem 27, deci dacă fiecare au câte, dacă cultura are 6, păi la interne ar trebui să fie 8 sau 9 sau... Eu foarte stufos aparatul ministerial. Păi gândiți-vă că fiecare secretar de stat înseamnă șoferi, înseamnă cabinet, 5-6 persoane angajate la cabinet, toate cheltuielile care derivă de aici, cazării, transport și așa mai departe, toate astea vă asigur că ar fi fost o sursă de finanțare, deci reducerea, sigur, nu are nimeni pretenția să dispară categoria asta de secretar de stat, dar nici 150, 160 spre 200 cât sunt la ora actuală. Aici se puteau găsi resurse pentru finanțarea acestei creșteri și ar fi fost într-adevăr o acțiune lăudabilă 100%, atunci aș fi putut spune, da, domnule, PSD-ul a făcut o treabă bună. Dar bineînțeles că nici măcar nu le-a trecut până cap chestiunea asta. Nu s-au gândit la asta. Cel mai simplu, te împrumuți și cu asta basta. Am uitat pe amendamentele depuse de opoziție. Ce obțin aici în zona Galați-Brăila? Chiar o să fac o emisiune la un moment dat despre aceste amendamente depuse de opoziție. Unele bune pentru zona noastră, altele de-a dreptul hasli, unele de domeniul SF-ului, adică se cereau niște sume de bani absolut nefericite pe acolo. Totuși, mă așteptam, ținând cont de faptul că zona Galați-Brăila însumează aproape 5% din totalul parlamentarilor români, că toată lumea este de acord că noi aici am rămas un pic excentrici față de restul țării, având oameni în comisii de specialitate, de exemplu la Comisia de Transporturi, avem mulți parlamentari gălățeni, mă așteptam să treacă niște amendamente cu sprijinul parlamentarilor din zona Galați-Brăila. Nu au trecut deloc. Rămânem tot fără drum expres, tot fără autostradă și așa mai departe. Dom'le, că n-a trecut, mă rog, era de așteptat, nu cred că erau foarte mari așteptări. Dom'le, măcar puțin scandal trebuia făcut, că oamenii să înțeleagă că avem problema asta și că trebuie rezolvată. Bun, nu s-o putea rezolva anul ăsta, măcar să știm de ea și încercăm să o rezolvăm anul viitor. Sau... Dar nici măcar n-am văzut pe unul. Sigur, au dat ei pe Facebook, au dat amendamente, nu știu ce, dar n-am văzut o atitudine vehementă. Că... Și aici trebuia să lăsat la o parte carnetul de partid, pentru că nu are importanță că ești de la USR, de la PNL, de la
PMP, PSD sau eu știu ALDE sau de unde ești, pentru că e un interes clar al comunităților noastre. Mă refer în primul rând și cum să spun, o necesitate stringentă, urgentă, legătura cu autostrăzile. Fie că o facem spre Buzău, fie că o facem spre Drașna, undeva trebuie să ieșim din zona asta, pentru că la ora actuală, legătura noastră, și mă gândesc că avem șansa de a locui într-o zonă de câmpie, nu avem munți, nu avem viaducte de construit, nu avem, dacă mă gândesc la drumul spre Drașna, avem câte 7, 8, 10 localități prin Bărăgan, teren suficient să poți să faci ocolirea localităților. Și care e motivul pentru care de atâta timp nu s-a pus problema să se construiască un drum expres către Drașna? Păi, părerea mea este că cel puțin PSD-ul este sigur pe voturile zonei și nu are niciun interes să-și fidelizeze electoratul, care oricum de-a lungul timpului și-a dovedit atașamentul față de cei trei trandafiri. Sigur, sunt alte zone unde e nevoie de argumente mai solide și atunci au îndreptat resursele către zonele respective. Și plus persoanele cu influență politică care au avut grijă de zonele lor. La noi, din păcate, cei care au avut funcții de... Și acum aș vrea să se înțeleagă foarte clar, o funcție de decizie în ceea ce înseamnă alocările astea, nu discutăm de un secretar de stat sau eu știu ce director pentru un minister sau pe la o agenție. E vorba de funcțiile care iau decizii în sensul ăsta, e vorba de comisiile de buget finanțe, e vorba de funcțiile de ministru dezvoltării, ministru administrației și internelor. Astea sunt funcțiile care decid alocările, ministru de finanțe, categorii. Deci astea sunt funcțiile care pot decide, nu mai vorbim de primul ministru, evident. Da, și care pot decide alocările. Sunt convinși de către colegilor. Dar un grup de parlamentari, Galați Brăila, deci noi avem cât 11 sau cât sunt la noi? Păi 4 și cu 9, nu? Cu 9, 13 în Galați. La Brăila vor mai fi fiind 10, eu știu. Cred că sunt 9 la Brăila. 9, 20 ceva de parlamentari. 20 ceva de parlamentari în orice parlament pot fi o forță și pot să-și impună un punct de vedere. Am spus, nu mă așteptam să treacă amendamentul ăsta. Categoric, nu mă așteptam să treacă. Dar măcar ceva scandal trebuia făcut. Uitați ce s-a întâmplat la Iași. Iașiul a ieșit pe toate canalele și a luat atitudine contra bugetului în forma în care a fost el prezentat și alocat. Da, ieșim cu tot felul de mesaje de astea. Că eu mai primesc, vă dați seama, primesc comunicate de presă cam de la toate partidele politice. Și unele dintre ele chiar... sunt non-subiecte, vă dau cuvântul meu de onoare. Știți că avem și site-ul acela reperul.ro. Unele dintre ele reprezintă non-subiecte și primesc săptămânal astfel de non-subiecte. Un motiv în plus că trebuia canalizat pe un singur subiect foarte important și categoric legătura rutieră cu autostrăzile reprezintă o prioritate absolută pentru ceea ce înseamnă infrastructură în zona Galați-Brăila. Ora ne pierdem fel de fel de drumuri de, eu știu, din județ, din, mai știu ce, bretele, ce chestiuni din astea, n-are sens. Pierzi în vedere esențialul. Ascultându-i pe cei de la opoziție și pe cei de la putere, punctele lor de vedere clar se bat cap în cap. Mă uitam astăzi la televizor, am văzut-o pe doamna Dăncilă, prim-ministrul României, spunând cu ajutorul PNDL-ul 2 am scos țara din noroaie. Pe partea cealaltă, opoziția văd că acuză minciunile din bugetul pe 2019, cel care prevede, nu știu dacă ați văzut, că bugetul de pensie nu va mai avea deficit. Anul acesta are excedent 2,9 miliarde de lei, adică 0,2% din PIB. Dom'le, e foarte bine dacă ar fi așa, dar până la urmă suportă hârtia orice, să spun așa. Iar doresc să spuneți că a spus doamna Dăncilă, domnul Rugin, doamna Dăncilă nu spune, domnule, doamna Dăncilă citește. Doamna Dăncilă citește. Doamna, a rostit, nu știu, cum nu, a citit, că ea citește, săraca, și de fapt spune altcineva și acolo... Hârtia ce-i pune în fața aia, citește și cu asta, basta. Cum poți să spui că ai scos România din noroi când sunt încă la țară, încă suntem departe? Eu nu zic că nu s-au făcut progrese față de 89. Doamne ferește! Și aici nu e meritul PSD-ului, al PNL-ului, e meritul poporului ăsta care
așa cum e, el își vede de treabă. Nu vedeți că dacă ar fi să... ar trebui economia să prăbușească de mult, fără miniștri colo, fără certuri dincolo, așa mai departe. Deci, până la urmă, influența miniștrilor se pare că nu e așa de hotărătoare, dacă, mai ales dacă discutăm de o creștere de 5,5% anul ăsta, așa cum prevede bugetul de stat. Deci România, totuși, mai ales în mediul rural, sunt multe, multe, multe tare de făcut încă. Începând de la drumuri, canalizare, rețele de apă, gaze, până ajunge la confort urban în mediul rural, îmi pare rău că o spun, eu n-am să prind chestiunea asta, dar, sigur, politica e... În politică merg și exagerările astea, deși dacă ai avea un pic de respect față de tine, nu cred că ai arunca așa o vorbă. Eu am văzut chiar la, asta... am văzut imediat la televizor arătând drumuri rurale care... Chiar înainte de intrarea în emisie. Nici mortul nu poate să ajungă la... Da, se împotmolise în drumul spre cimitir. Da, o știre absolut reală și... Categorie. Dar ce, ne suim în mașină și luăm județul la, și mergem și vedem și vă arăt eu. Dar ce să vorbim de rural? Dom'le, în zona cimitirului, la noi, la Galați aici, în zona cimitirului, dacă te uiți pe hartă, deci de la Coșbuc, când vii de la turist încoace spre capăt, pe partea dreaptă, unde e PECO, la zona aia acolo, în spatele PECO, ăla de acolo, sunt străzi neasfaltate. Și sunt multe, nu sunt câteva. Sunt multe străzi. E strada Elena Doamna, lângă mine, la fel, care e neasfaltată. Pe cum am scos România din noroi dacă nu reușim să scoatem Galațiul din noroi? Ce să mai vorbim de mediul rural? Și să mă ierte Dumnezeu, dar rolul principal al unei primării, ăsta este, să asigure apă, utilități, apă, canale, electricitate, toate utilitățile aia, după aia să vină cu construcția de locuințe, chermeze, mai știu eu ce alte servicii către populație, dar primul pas care ar trebui făcut, ăsta ar trebui făcut. Străzile alea ar trebui în mod, la urgență, asfaltate și canalizate și așa mai departe. Nu știu dacă sunt canalizate, bănuiesc că nu, dacă nu sunt nici asfaltate. Dar eu vă spun Elena Doamna, că e lângă mine, la 200 de metri de loc unde locuiesc. E o stradă pietruită, neasfaltată, pietrele alea au zburat într-o parte, într-alta, iarna e o aventură să mergi pe acolo, să te duci și... Unde e Elena Doamna? Pentru cei care nu știu, e în spatele Căminilor Studențești, între Științe și Traian, deci o zonă centrală. Altfel, cred, sunt convins că e impozitată zona întâi de taxe și impozite. Da, nu merg foarte des pe acolo, vă cred pe cuvânt, dacă credeți spuneți că locul este așa cum vă spun. Deci o zonă centrală, inclusiv zona asta de la cimitirul de acolo, e în centrul orașului. Dacă te uiți pe o hartă, aproape dacă pui creionul, rămâne harta în centru de greutate. Da. Ce să spun, ne apropiem de o perioadă electorală, luna mai vom avea o campanie electorală și mi se pare că în momentul de față, cumva actorii politici au devenit ușor, ușor mai activi. Au început cu declarații care mai de care mai belicoase, care mai de care mai optimiste pe de-o parte, mai pesimiste pe partea cealaltă. Ce părere aveți despre reorganizările astea politice? Și când spun la reorganizări, mă refer la apariția Alianței 2020 USR Plus, pe de-o parte, la apariția Pro-România, care a reușit să ia câțiva parlamentari de la PSD. Se complică cumva jocul politic? Bineînțeles că da, bineînțeles că da. Deci avem o situație în care apare concurența atât pe partea dreaptă cât și pe partea stângă. Și poate nu-i rău lucrul ăsta, poate e chiar benefic în gândirea unei alegerilor astea europarlamentare. Din păcate, funcția asta de europarlamentar a devenit cu totul altceva decât ceea ce ar trebui să fie. Faptul că indemnizațiile de europarlamentar pentru veniturile din România sunt uriașe, a făcut ca deja... A fi europarlamentar să fie o răsplată, nu trimitem acolo oameni cu competențe, oameni care să ne poată reprezenta la cel mai înalt nivel, ci oameni care s-au remarcat în munca de partid. Vedeți ce bătălie este pentru listele astea electorale, ceea ce personal îmi displace total. Acolo ar trebui să avem oameni
care să cunoască foarte bine mecanismele europene, să știe mai multe limbi străine, să poată interacționa cu colegii lor. Din păcate, cu totul altceva se întâmplă și n-ar fi de mirare ca lucrul ăsta să îndepărteze electoratul de urnele de vot, pentru că și listele vor avea rolul lor în interesul pe care poporul va manifesta. Știți, ușor să îi judecăm pe alții din alt partid politic. Considerați că în momentul de față lista PNL, așa cum este ea cunoscută, este cea mai bună listă de oameni pe care puteți să propună partidul? Am toată stima și respectul pentru domnul Blaga, dar pentru partid și chiar pentru România, eu cred că el ar fi mult mai util în țară decât la Bruxelles. Nu mai vorbesc de primari, investiții primari, Hava și Falcă, care au dovedit că au capacități manageriale foarte bune și mă îndoiesc că le vor putea pune în evidență. De unde apetența asta primarilor care au performat? Ați vorbit un pic mai devreme. Da, de pentru că exact ce, exact ce vă spuneam, pentru că Bruxelles este o recompensă acum, nu mai este un mandat de meritocrație, să trimiți omul potrivit la locul potrivit. Faptul că indemnizația este foarte mare îi tentează pe mulți. Ce să nu recunoaștem? Pentru salariu se duc acolo. Categoric, dar pentru ce altceva? Pentru nu știu ce să altceva? Răspund la întrebarea asta. Mă gândeam așa că e o formă de a fi recompensat lăsându-te să reprezinți România acolo, nu neapărat că te duci pentru un salariu. Reprezinți România acolo, dar în momentul în care ai competențe în direcția asta și ești mai util acolo decât în locul în care ești acum. Dar eu mă îndoiesc că Hava poate să fie mai util la Bruxelles decât la Alba Iulia. Pentru că, sigur, s-au făcut foarte multe în Alba Iulia, dar totdeauna mai sunt multe de făcut. Niciodată nu se termină de făcut în ceea ce înseamnă modernizarea și dezvoltarea unui oraș. Același lucru e valabil și pentru Arad. După cum sunt alții care au cam îmbătrânit acolo și ar trebui să mai ne gândim la alți mai tineri, mai competenți, mai... Da. Mă rog, v-am zis, încă e gândit treaba asta ca o recompensă pentru cei care s-au distins în munca politică. Revenind la tabloul acesta politic actual, vorbeam într-o emisiune trecută, i-am avut aici... Mă scuzați, cazul PSD-ului, ca să nu vorbesc numai de PNL. Pe Rovana Plumb înțeleg că vrea să plece acolo. Păi cum, femeia asta care se pare că e cea mai bună, dar în moment ce conduce două ministere, a schimbat nu știu câte ministere. Deci e aproape, ai zice că e indispensabilă guvernului. De ce să plece la Bruxelles? Aceeași chestiune. S-a remarcat în viața de partid. Da, de partid. Categoric. Încercam să vă spun că am avut o emisiune zilele trecute, a fost invitat președintele USR Brăila, domnul Stancu, și la un moment dat l-am întrebat: domnule, în cazul în care veți obține un rezultat bun, care să vă permită să fiți reprezentați la nivel de Parlament European, către ce formațiune politică, familie politică europeană vă veți îndrepta? Și domnia s-a spus, nu știu, domnule, putem în discuții cu mai mulți oameni. Credeți că e un punct slab în fața electoratului să nu știi de la început către care familie europeană te îndrepți? Dacă mă întrebați pe mine, eu categoric spun că da. Categoric spun că da. Nu știu dacă la nivelul electoratului românesc se simte nevoia acestei clarificări doctrinare. Dar eu, dacă mă întrebați pe mine încă o dată, eu cred că e musai să știm chestiunea asta, pentru că știm ce votăm acolo, adică știm cam ce susțin popularii, cam ce susțin socialiștii, cam ce susțin ALDE și, mă rog, extremiștii aia care mai sunt pe acolo, eurosceptici și așa mai departe. Deci eu aș vrea să știu, dacă votez USR-ul, cam ce așteptări am de la ei. Sigur, stai și mă gândeam, păi îți dau votul și te duci către grupul independenților și independenții și democrația, cei eurosceptici de care ați vorbit. Sigur că da. Deci ar fi musai să știm încotro o vor lua. Da, mă rog, USR-ul are multe de clarificat, nu numai doctrina. În acest timp ALDE european încearcă să-i țină sau îi țin cumva în șah pe cei de la ALDE, partidul domnului Călin Popescu Tăriceanu, invitându-i să clarifice pozițiile adoptate de membrii săi din guvernul României legate de
respectarea cerințelor Comisiei de la Veneția, pe justiție, pe statul de drept și așa mai departe. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Le dăunează imagine sau nu? E greu să spun. Sigur că în momentul când aud pe Tăriceanu și pe alți membri spunând că ei sunt adevărații liberali, te apucă râsul, pur și simplu. Adică, cum poți să spui că tu ești adevăratul liberal când tu girezi o politică de stânga mai mult decât populistă? Chiar a făcut-o și PNL-ul când era în USL. Da, și a plătit pentru chestia asta. Și să nu spuneți că a fost un lucru bine gândit. A fost o greșeală, categoric. Da, a perpetua în greșeală e mai grav. Ori ALDE la ora actuală gestionează treburile guvernării împreună cu PSD, categoric e de acord cu ceea ce face PSD-ul. Lucru cu care familia europeană ALDE nu prea cred că poate fi de acord. De altfel, citeam mai acum de curând că ALDE și-a manifestat deja susținerea pentru Codruța Chioveși, ceea ce este iar o problemă pentru cele două amazoane de la ALDE care sunt în Parlamentul European. Da, ăsta cu subiectul Chioveși este iar un subiect care a stat zilele acestea, a făcut foarte multă audiență pe televiziunile naționale. Laura Codruța Chioveși din nou a intrat în prim planul telespectatorilor prin faptul că a fost trimisă în judecată. Am văzut susținere la unele posturi de televiziune națională, am văzut niște titluri de genul Laura Codruța Chioveși își pregătește fuga din țară, domnia sa fiind plecată la Bruxelles. Bun, alții anunțau că va fi arestată când era la procurator acolo, în sfârșit. Dom'le, nu mai avem poziții echilibrate totuși. În privința subiectului ăsta sunt pur și simplu bulversat. Vă rog să mă credeți, eu am fost obișnuit și chiar am acceptat ideea că justiția trebuie să facă în sălile de tribunal, nu la televiziune, nu în spațiu public. Cel mult poți comenta o decizie finală, dar în stadiul ăsta de urmărire penală trebuie să lași organele să-și facă treaba. Și așa a fost până de curând. Acum înțeleg că nu mai e așa. Acum, cum să zic, efectiv nu știu ce să cred. Îmi displace total când văd acuze la adresa lui Chioveși și de la oameni care știu clar că meritau ceea ce au pățit, ceea ce s-a întâmplat. Și, pe de altă parte, nu pot să escamotez adevărul că s-au făcut excese, s-au făcut mari tragedii unor oameni pe care justiția i-a clasificat nevinovați. Și nu răspunde nimeni pentru asta. Deci e un subiect la care nu știu încă, să n-am un răspuns foarte clar. Dar, sigur, uitați cazul lui Adrian Severin. Dom'le, omul ăsta, în calitatea lui de europarlamentar, a făcut un act de corupție acolo, cu o televiziune care, mă rog, i-a pus o întrebare. Dar n-a fost singur atunci. Au mai fost încă 2-3 colegi de-ai lui, unul din Cehia, unul din Austria, ei au fost arestați în decurs de 2-3 luni, nu ca la noi 2 ani, 3 ani. Primul lucru pe care l-au făcut când s-a declanșat acest scandal, oamenii și-au dat demisia. Au dat demisia categoric, dar au fost și arestați la ei în țară. Bine, el nu și-a dat demisia, că la noi demisia nu e o instituție care să ia în seamă, plus că ar fi renunțat la toate avantajele care rezultă dintr-un mandat întreg de europarlamentar. Dar pe urmă a fost arestat. Stau și mă gândesc la ceremonia aceea de la Ateneu, când el a apărut în loja oficială, în spatele primului ministru al țării. Ce ori fi zis oamenii care îl cunoșteau categoric din Parlamentul European, știau istoria lui, știau ce s-a întâmplat cu el, ce ori fi zis oamenii aia când a văzut că e girat de primul ministru și pus în loc de frunte acolo în Ateneul Român la ceremonia aceea primind preluarea președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. Sunt convins că s-au crucit. Au zis, dom'le, ce țară e asta? Cum e posibil un om ca ăsta să-l pui ba chiar cred că a fost spunzată o sfidare, pur și simplu. Ori un om ca ăsta s-o critice pe Codruța Chioveși și credeți-mă că nu vine greu să accept. Da, pe de altă parte,
stăm și ne uităm așa cu privirile ațintite către televizoare și la toate acele burtiere, acele titluri pe care le scriu televiziunile și la un moment dat e greu să mai discern care televiziune are dreptate, pentru că informațiile sunt diametral opuse, ați văzut și dumneavoastră. Categorică, da, sigur, așa este, da. Acum, faptul că petrecem destul de mult timp în fața ecranelor pe televiziune respective, le cam știm orientarea și punctul de vedere și atunci putem să ne facem o părere despre realitatea faptelor din România. Da. Din România. O să vreau să vorbim despre ceea ce se întâmplă aici, la noi, în Galați, în această perioadă, despre partidele politice, cum se pregătesc pentru alegeri europarlamentare, prezidențiale, locale și parlamentare. Dar după ce luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim. Bună seara, am revenit la Deschide Lumea împreună cu invitatul pe care l-am în această seară, domnul Mihai Capră, fost prefect al Galațiului. Bună seara încă o dată. Bună seara. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre ceea ce se mai întâmplă în plan național cu partidele politice. O perioadă, spuneam noi încă de la început, foarte aglomerată din punct de vedere al evenimentelor politice. Iar înainte de pauza publicitară, vă propuneam să discutăm despre felul în care se pregătesc filialele locale ale partidelor aici, în Galați. Voi mai la îndemână să începeți. Cum să pregătesc colegii dumneavoastră liberali? Dom'le, în general, în Galați, liniște, acalmie. N-am văzut, cum să spun, bătălii politice remarcabile. Nu sunt capacitați la meciul acesta politic care va să fie? Sincer să vă spun, la ora actuală nu cunosc ce se întâmplă în organizația PNL Galați. Eu în urmă cu un an de zile, mă rog, poate și mai puțin de un an de zile, am fost solicitat de domnul prorector Baltă, când a preluat organizația municipală, să fac parte din biroul municipal. Și, mă rog, în măsura în care mă pricep, să-l ajut la conducerea acestei organizații. Nu vă ascund că mi-a plăcut ideea aducerii unui universitar în fruntea organizației municipale, un om care a realizat ceea ce a realizat prin munca sa proprie, fără sprijin politic. Iar consideram la acel moment că PNL-ul duce mare lipsă de personalități și că trebuie încurajată o astfel de tendință. Așa că, cu bună credință, am acceptat înscrierea în biroul municipal, am participat la viața de organizații, la ședințele săptămânale, câteva acțiuni care s-au făcut pe acolo și lucrurile mi se păreau că au intrat într-o normalitate. Începusem să ne ocupăm de secțiile de vot, mă rog, pregătirea pentru campania asta. Erau oameni în biroul organizației municipale de toate isprava, chiar o organizație de tineret deosebit de interesată și activă și lucrurile astea mi-a făcut plăcere, de ce să nu recunosc. Din păcate, se pare că hai să le spunem, succesele astea ale organizației municipale, faptul că devenise mai, cum să spun, vizibilă în spațiul gălățean, a nemulțumit conducerea organizației județene. De ce? Păi, personal, nu știu să spun exact de ce, pot să bănuiesc. Bănuiesc că nu există nevoia de competiție, de ca altcineva să îi poată lua locul liderului maxim al organizației. Bănuiesc, deci nu e, n-am eu informație clară în direcția asta, dar bănuiesc că asta a fost cauza. Cert este că Ștefan Balta a fost înlăturat, chiar violent, așa, mă rog, de curs de o săptămână și ceva, de când eu am aflat că lucrurile nu sunt în regulă la nivelul organizației județene, că până atunci credeam că totul e ok, că toată lumea e mulțumită de prestația organizației municipale. E sigur că lucrul ăsta m-a făcut să fac un pas în spate
sigur, rămân, așa cum am spus la început, rămân liberal, mă consider și membru al partidului, dar participarea efectivă, până când lucrurile nu vor intra într-o marjă normală, am să stau în expectativă. De asta nu știu exact. Dar pot să spun ceea ce văd. N-am văzut prin presa locală, prin, mă rog, media gălățeană, acțiuni care să denote o efervescență electorală în cadrul Partidului Național Liberal, ca de altfel și în cadrul altor partide din Galați. Eu vă spuneam că eu mai primesc comunicate de la Partidul Național, la toate partidele, știți? Dar unele chiar sunt non-subiect. Adică, ce să vă spun, am primit atâtea informări la un moment dat că domnul George Stângă se străduiește să înființeze un birou pe la Tecuci de înregistrări auto. Ok, am înțeles că un apropiat al domniei sale e Samsar Auto, vine cu mașini second hand, le înregistrează pe undeva și le vin. Dar de ce m-ar interesa pe mine ce face domnia sa la Tecuci pentru tecuceni? Comunică ce vrei să faci aici în municipiu? Din păcate, sigur, s-ar putea să fiu acuzat de subiectivism și de, eu știu, aderență la epoca veche pe care am trăit-o eu, însă oamenii din valoare din PNL au cam dispărut. Au dispărut în sensul implicării în politica locală și lucrul ăsta... Aici am să vă contrazic, să știți că mai sunt oameni care sunt implicați în politica locală, chiar în Partidul Național Liberal, dintre cei tineri din organizația de tineret, păi care spus, sunt încă implicați acolo și fac treaba. V-am spus că organizația de tineret chiar mi-a plăcut. La un moment dat vreau să vă spun că am făcut o... Ei m-au solicitat să purtăm o discuție în cadrul organizației de tineret despre sistemul administrativ din România. Inițial, când am aflat locul și ora desfășurării întâlnirii astea, am rămas puțin în expectativă. Așa. Era vorba de o locație din asta unde se petrec evenimente, nu știu dacă e chiar restaurant, dar ceva în genul ăsta. Și vineri seara de la ora 7 sau zic, băieți ăștia vor să facă o chermeză acolo și ca să-i dea așa o turniură de asta politică, m-au chemat pe mine să le țin un speech acolo, dar nu. Au fost vreo 20 ceva, 30 de tineri, chiar interesați de subiect și credeți-mă că poți să-ți dai seama dacă, că vreau să spun că a durat vreo 2 ore întâlnirea asta cu întrebări, răspunsuri și chiar mi-a lăsat o impresie excelentă, deci nu la asta mă refer. Sigur, tineretul există, dar încă o dată o organizație, un partid nu poate să funcționeze numai cu tineret, pentru că experiența are și iar rolul ei și, mă rog, nu e de neglijat. Cum vă spuneam de tinerește, chiar mi-a plăcut că interesa sistemul administrativ din România, dar trebuie să ai și oameni care să le explice, care să le spună și să le povestească chestiunea asta. Pentru că îmi spunea una din fetele de acolo, e chiar studentă la administrație publică, la facultatea din Galați și spunea că i-a plăcut discuția și ce s-a spus acolo, pentru că chiar a învățat ceva. Deci, inclusiv pentru unul care se pregătește la modul serios a însemnat ceva, da? Păi pentru cel care nu e implicat în profesional în așa ceva. Deci, încă o dată, am toată stima și respectul și admirația pentru organizația de tineret, dar nu-i suficient. Adică trebuie și oameni, pentru că, hai să vedem, cine reprezintă antreprenorii din Galați în PNL-ul gălățean? Pentru că ăsta ar trebui să fie ținta noastră numărul unu în activitatea politică. Așa cum am spus mai devreme, dacă ne gândim să atragem bugetarii și pensionarii, vom avea surprize, pentru că acolo PNL-ul ne-a luat-o mult înainte. Și PSD-ul ne-a luat-o mult înainte și vor fi probleme mari. Deci noi va trebui să ne convingem electoratul nostru și mai ales, lucru foarte important, să-i convingem să vină la vot, pentru că prezența la vot va fi determinantă. Sigur, la un moment dat nu-mi place un anumit partid politic care într-un anumit moment al istoriei se află la guvernare. Sigur că da. Că ies la vot, dar numai în momentul în care știu că am cu cine să sigur votez. Că da. Dacă n-am sigur cu cine că da. Dacă nu-i ofer o alternativă, sigur că își vede de
Zilele trecute l-am avut invitat aici în platoul emisiunii pe domnul Victor Paul Dobre, fostul președinte al Partidului Național Liberal, filiala Galați, care mi-a recunoscut în emisiune că între domnia sa și domnul senator George Stângă nu există ceea ce se numește o colaborare în adevăratul sens al cuvântului. Credeți că se poate performa în interiorul unei filiale în care liderii se punctează între ei, nu colaborează? Haideți să nu ducem discuția chiar până acolo. Domnul Rugine, am văzut și eu emisiunea aia. Știam de la domnul Dobre că urmează să vină în emisiune și am urmărit-o chiar cu interes. Mi-a lăsat un gust tare amar, așa. Am văzut un om trist, un om chiar puțin dezarmat, așa, deși îl știam, un luptător, și, mă rog, dar probabil că a ajuns într-un stadiu în care ceea ce se întâmplă i-a depășit așteptările astea în mod cert. Acum, sigur, eu nu sunt avocatul domnului Dobre. El are vina lui clară pentru situația în care s-a ajuns, pentru că a gestionat trecerea asta de la o generație la alta și n-a făcut-o deloc corespunzător. Nu încă din perioada lui, oameni valoroși, oameni cu experiență, oameni cu capacități din PNL au făcut un pas în spate și PNL-ul Galați a devenit tot mai sărac. Rezultatele de la alegeri n-au fost întâmplătoare și cred că e cel mai prost rezultat dacă ne gândim că de fapt acolo candida PNL plus PDL. Dacă facem suma scorurilor vechi, vom vedea că lucrurile nu stau deloc în regulă. Sigur că nu înseamnă că dacă un partid fuzionează cu altul, automat procentele există, se unesc. Da, aritmetica lucru aceasta, care se va întâmpla și în cadrul alianței, asta e USR plus. Va fi aceeași chestiune. Dar, sigur, așteptările erau cu totul altele. Și faptul că la ora actuală, deși nu avem decât un deputat și un senator și ăștia sunt în război deschis, nu-i de natură să ajute sub nicio formă organizația locală. Da, mi-ar fi plăcut să aud niște mesaje de acestea de încurajare pentru electoratul Partidului Național Liberal, pentru oamenii din interiorul Partidului Național Liberal. Ori mie îmi lasă senzația cei doi lideri politici că singurele mesaje cu adevărat interesante sunt cele care fac trimitere la celălalt, știți, când îi spune ceva de rău. E și un subiect de suculent, politic, suculent, da, pentru presă și va fi totdeauna mediatizat o astfel de acțiune. Cu atât mai mult ar fi trebuit evitată chestiunea asta. Dar, ce să zic, până la urmă, indiferent ce s-ar întâmpla, PNL-ul tot va scoate măcar un deputat în Galați, așa că probabil domnul Stânga are viitorul asigurat. Păi credeți că de fapt și de drept ăsta este principalul motiv de supărare? Că domnul Stânga este convins că va scoate cel puțin un deputat și că vrea locul întâi la deputați? Înclin să cred că da. N-am probe directe. Dacă cumva ca moderator îmi cereți probe, n-am probe să aduc în direcția asta, dar părerea mea asta este. L-am întrebat la un moment dat și pe domnul Victor Paul Dobre și era de pentru că ar trebui să te preocupe viitorul PNL-ului, nu neapărat prin câți senatori și deputați vor scoate. În primul rând, ar trebui să conserv locul de parlamentar, domnule. Problema este că noi ar trebui să ne luptăm și să facem toți ceva, să facem o schimbare în orașul ăsta, pentru că, să mă ierte Dumnezeu, dar Galațiu a fost condus de Stânga, de Stânga, din 89, aproape ne-a încetat. Marius Stan, sigur, n-a fost chiar nu, o Stângă. A fost de pe poziția USL, nu. Era dar el ca individ nu este un om de Stânga, dar n-a avut ce face, pentru că a ajuns să lucreze ca primar cu sprijinul PSD-ului și al Aldei, deci și al UNPR-ului, sau mă rog. Deci în afară de Eugen Durbacă, mandatul lui Eugen Durbacă, când nu era membru al PDSR sau ce era, păi era mai tare, că era Uniunea Forțelor de Stânga. Da, mă, deci nici nu se pune problema. Restul timpului a fost Stânga. Deci, acum, sigur, nu pot să nu amintesc orașe de succes din România, Clujul,
Alba Iulia, Radu, Oradea, Timișoara. Sigur, au condițiile lor specifice, faptul că sunt în partea de vest a țării, faptul că, mă rog, materialul uman, eu știu, acolo un vot în dreapta să-l obții mai mult mai ușor decât în Galați. Dar asta nu poate să fie în sine o explicație. Nu poate să fie numai asta o explicație. Dar credeți că cei de la Partidul Național Liberal își doresc să câștige puterea aici în Galați? E, dacă mă întrebați pe mine, ca membru al Partidului Național Liberal și alături de mine, pot să confirm și pentru alți colegi cu care încă mai țin relații și ne mai întâlnim și mai discutăm, toată lumea își dorește să preia puterea. Nu neapărat să preia puterea, că nu e vorba de a prelua puterea, eu știu, ca să... Să câștigă alegerile și să poți să desemnezi și să primarul. Să implementez un program liberal în orașul ăsta, pentru că ar trebui o schimbare. Totdeauna în viața politică schimbările astea s-au dovedit benefice. Eu, de exemplu, vă spun, dacă aș ajunge mâine să am puterea asta, primul lucru, străzile astea, de ele m-aș ocupa necondiționat. Primul, trebuie să asigur oamenilor condiții civilizate de trai, domne, nu se poate să, în perioada asta, când primul ministru se bate cu cărămida în piept că a terminat cu noroiul în România, eu să am în centru străzi neasfaltate. Nu se poate așa ceva. Plus, am creat condiții pentru investitori să vină. Aici e o întreagă istorie și, din păcate, poate am să o spun cândva ce s-a făcut în perioada în care eram eu prefect sau, mă rog, ce nu s-a făcut pentru a atrage investitori în Galați. Da, chiar o să vă rog, la că aveți informațiile astea, chiar sunt foarte... Poate nu e cazul acum, din anumite considerente, dar cândva vor trebui spuse că... Au fost momente când am dat cu piciorul la șanse extraordinare care ar fi transformat fiind? În timpul când eram eu prefect. Zic, motivul fiind care? Dom'le, nu știu exact să spun. Nu știu, teama de a te implica într-o acțiune din asta, că sigur, trebuia să muncească și primăria și toată lumea trebuia să pună osul la treabă pentru o chestie de genul ăsta, da? Sau o fi fost și altceva, eu știu, ca cum să spun, directivă de partid să nu se facă așa ceva. De exemplu, am avut investitori pentru plaja asta tot discutată. Am văzut un proiect, era un proiect extraordinar de frumos, extraordinar de frumos era. Nu s-a făcut nimic. Am avut un proiect pentru un mall pe zona asta, râpa asta, în spatele parcului, din Cloșca. Între stadionul Dunărea și Parcul Cloșca. Odată că drena toată chestia aia acolo, ar fi, și era exact pe aia făcut un studiu de fezabilitate, a dus o firmă din Cluj. Sunt multe chestiuni de astea care nu, și s-a dat cu piciorul la șansele astea de a dezvolta orașul. Da, sigur. Văzăm și făcând, nu uităm că avem totuși zona aia liberă, parcul industrial acolo unde am putea. Vedeți în alte orașe, în Ploiești, de exemplu, ce succes a avut parcul industrial de acolo. La noi, măcar, n-am făcut decât o clădire și o baracă acolo. Da. Și bani s-au cheltuit, slavă Domnului. Da, inclusiv au avut două lansări oficiale. Deci nu putem vorbi de lipsa de fonduri. Mi-aduc aminte că cred că eram consilier local atunci când Sidexul a avut Mitalul a avut o perioadă de scutire de plata taxelor pe construcțiile speciale, de fapt nu o scutire, o amânare. Și a plătit din urmă o sumă colosală pentru timpul respectiv atunci. Nu s-a făcut nimic cu banii. Ți-am amintit un pic mai devreme de domnul Ștefan Baltă. Domnia sa, într-o emisiune aici, a vorbit despre statutul oamenilor din opoziție și spunea, citesc din memorie, domnule, eu am constatat că există oameni care își doresc să rămână în opoziție. De ce? E mai confortabil. Primești bani de la Guvernul României, de la, mă rog, de la buget, nu ești în prim plan să te monitorizeze cineva, să vadă dacă ai reușit să performezi sau nu, și foarte ușor să critici. Credeți că este cazul Partidului Național Liberal astăzi? Nu, n-aș putea să... Aici e o chestiune individuală. Depinde de pentru ce a luat decizia o persoană să intre în politică. Pentru că avem oameni care au luat decizia de a intra în politică pentru a se căpătui, pentru a se realiza ca oameni,
Și atunci, sigur, vor fi fiind persoane de genul celor de care spunea domnul Ștefan Baltă, dar dacă vorbim de oameni care s-au înregimentat politic pentru a face ceva pentru comunitate, pentru a transpune niște idei de dezvoltare zonală sau națională, lucrurile nu pot fi, în niciun caz, nu pot merge în direcția asta. Pentru că din opoziție nu poți să faci nimic în afară să, eu știu, să-ți conservi o slujbă și aia în planul 2-3 undeva acolo, să te căciulești la șef și să aștepți să schimbe roata. Mă refeream acum la niște lideri politici de la București, pentru că am văzut cifrele. Foarte mulți bani au revenit acelor partide politice care sunt reprezentate parlamentar. Da, într-adevăr, sumele sunt indecent de mari și eu sunt absolut de acord ca metoda asta să fie permanentizată, pentru că știu ce însemna autofinanțarea partidelor politice și sigur, cât rău a adus și, mă rog, unde s-a ajuns din cauza asta. Dar trebuie să ne gândim foarte serios câți bani dăm aici, că dacă ajungem să plătim cât înțeleg că e prins în bugetul de anul ăsta, lucrurile nu sunt deloc în regulă. 100 de milioane de lei. Lucrurile nu sunt absolut deloc în regulă, pentru că eu vreau să vă spun că din banii ăștia pe care PNL-ul îi primește, nicio organizație județeană nu vede un leu. Să nu vă imaginați că banii ăștia ajung efectiv la partid, pentru că partidul nu înseamnă numai PNL București sau, mă rog, CEX-ul, CEPEX-ul sau care mai e structura de conducere de acolo. Ba din contră, cred că sunt momente când se mai solicită bani de la organizațiile județene. Și atunci stau eu și vă întreb din nou, oare nu există anumiți lideri politici care spun, de ce să mă duc eu acolo în prim planul televiziunilor și să mă întrebe pe mine ce am făcut și cum reușesc să performez? Încă o dată, vor fi fiind, dar încă e foarte posibil să fie așa politician, dar ăla e un politician, încă o dată, care o spun și sunt ferm convins pe asta, a intrat în politică pentru a se căpătui, nu pentru a aduce ceva bun pentru comunitate. Pe final de emisiune, domnule Capră, credeți că în campania electorală pentru europarlamentare vom avea niște discuții aplicate pe ceea ce înseamnă Parlamentul European, pe ceea ce înseamnă familiile politice prezente în Parlamentul European, sau vom avea, cum spunea domnul Paraschivescu, niște discuții în care oamenii, în loc de scriitorul Paraschivescu, Radu Paraschivescu, în loc de argumente să aducă decibeli? Nu, categoric nu va fi o discuție doctrinară asta. Și dacă ar fi, mă îndoiesc că ar avea audiență prea mare, pentru că nu asta interesează la momentul ăsta. Deci mai mult să încurajez pe oamenii să se... Problema este că la ora actuală societatea este foarte polarizată, excesiv de polarizată. Nu cred că a existat vreodată în istoria post-decembristă situația de azi. Sunt ai noștri și ai lor, la modul foarte ferm, și mă îndoiesc că argumentele de natură doctrinară ar putea să fie folosite în campania asta, care va fi foarte ternă, din câte știu din istoria altor alegeri de acest fel. Cu toate acestea, trebuie să încurajăm pe telespectatorii noștri să iasă la vot, pentru că în luna mai au șansa o dată la 4 ani să-și exercite dreptul de vot pentru a-și trimite la Bruxelles reprezentanții. Fără discuție, fără discuție, a nu participa la vot este o dovadă de indolență la modul suprem, pentru că sunt convins că mulți din cei care critică astăzi și sunt foarte activi în spațiul public n-au fost la vot. Prezența, aduceți-vă aminte că a fost undeva la 30 sub, ceva. Sub 40%, sub 40%, da. Deci e o problemă, ar trebui și partidele să fie interesate, pentru că e și o problemă de legitimitate pentru cei care câștigă voturile. Sper însă să ne maturizăm și să înțelegem că fără a participa la vot nu poți să pretinzi foarte multe lucruri. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în platoul emisiunii, vă mai aștept aici ori de câte ori timpul vă permite. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună tuturor! Bună seara!